Pol Mol. Bă, toată lumea a cerut. Toată lumea a cerut. Adică toată lumea n-a cerut, că n-am primit milioane mesaje. Dar am mai zis. Pol Mol roșu, Pol Mol roșu. Așa, ca idee, când am devenit fumător, am început direct forță. Cu Pol Mol roșu, frate, am devenit fumător. Tu dai seama direct așa. Pol Mol ăsta și mai era un Kent Nanotech, dacă nu mă știu ce mai fumam. Era faza pe dădea gratis pe la mall, pe acolo. Mă duceam pleșcar pe acolo. Încurgeam mult și atunci pe acolo. Stau la cozi, mai dădeam un pas. Așa era odată. Un Kent Nanotech și știu că fumam Pol Mol. Bun. Ăsta e Pol Mol clasic roșu. Asta e. Se vede. Hai că mă apuc de... Am boxărit. Cine face pe asta? Asta ce e așa? Dar multă lume am mai zis de Pol Mol. Păi cine? Eu nu am pe nimeni să-l cunosc pe noi să fumeze, să bage Pol Mol. Eu nu știu pe nimeni. Din cunoscuții mei. Nu știu ce fumează. Winston, Marlboro, rulate și... Dunhill. Și Sobrani. Și eu acum nu mai știu ce fumez, că nu se mai știe ce se întâmplă pe aici. Hai! Zang! Ce-i asta? Mai cu... Nu știu ce-i asta. O hârtie. Zang! Haide, că mă apuc. Puf! Ha! Gălbejite! Îți gălbăjite, bă, băiatule! Stai! Bă, dar asta arată să mor dacă nu. Parcă e Marlboro la Crafted, de la Crafted Gold sau nu, Crafted Red ăla. Stai că ți-l scot, acum ți-l scot, fix aia că stai pe frecvență, acum ți-l scot. O să te uite așa. Îl vezi, da? Nu seamănă un pic cu Marlboro Crafted Red ăla. Și la țigări și la... Adică la... filtru. Strugen de alungi. Numai că nu știu dacă este Pol Mol scurt roșu. Am zis Pol Mol roșu și ăsta mi-a dat. Hai mă apuc de... Mă apuc de treabă. Și am zis, când eram... Când m-am apucat de fumat, direct forță cu astea. Să moare dacă nu vedeți, aminte chiar. Spunea cineva, că m-am apucat de fumat, am stat și printre fumători pe acolo. Și a zis, bă, băiat, dar te-ai apucat de Pol Mol roșu direct, așa. Și după aia de aici eu am scăzut. M-am dus în jos, m-am dus în... În țigări slabe. Deci, nu e rele, nu e chiar de rele deocamdată. Știi cum e, din strugeanul ăsta gros și mult și lung. Trebuie să trag cam până pe aici, pe undeva, să mai trag vă 4-5 fumuri, 6 fumuri, ca să-mi dau seama dacă... Cam cum e țigara. E chiar de rea. Dar nu nici pe gustul meu. Destul de tare. Nu mai scrie, bă, ți-mi minte când scria odată? Ce tărie are, cred că are de 8-10. Nu scrie. Nu mă prinde, bă. Bă, sunt unele chestii când... Stai, mă, încerc o dată. Nu se schimbă, frate, aroma, cum se spune. Nu, acum nu mai țin minte cum eram o dată când am tras. Dar mi se pare așa o aromă din aia de țigară învechită. Ca pe timpul, știi? Este... fumul ăla învechit, cum se spune. Așa mi se pare. E fumabilă, dar mă aștept după 3-4 țigări la astea, cum le simt acum, să mă ia durere de cap. Nu știu de ce. Le simt tare așa. Le simt destul de tare. Pentru mine e tare. Și nu mă... Nu e fine!
Bă, nu prea sunt fine, mă, nu prea sunt finuțe așa cum îs. În zona aia top, știi? Genul ăla de Dunhill, Sobranii alea, Collection Black. Eu știu care mai fi. Ia și Parlament, Parlamentul, ca să o ard corect. Nu știu, parcă e prea învechit și scam tare. Simt aici pe gâtlej, le simt piperigată, le simt așa. Uite, când expir mă ia înapoi. Nu-s genul meu, frate, nu-s genul meu. Fata e că la banii ăștia am opțiuni. Filtrul este de lung. Am opțiuni pentru gustul meu mai bune. Ascultă la mine, că este Winston ăla, Selection Sunrise, care pentru mine chiar e bun. Nu mă prinde, chiar nu pot duc asta la capăt. Mi-ajunge, mi-ajunge. Edita Maestrojeanu, frate, și cam tare pentru mine. Ca și notă, un 7, un 7, ăsta-i pentru mine, un 7 pentru că-s fumabile, în caz că nu mai ai nimic și vrei neapărat să fumărești ceva, ăsta ar fi, dar pentru mine nu. Băi, ne auzim, pa!